Să-mi exprim iarăși bucuria că sunt în mijlocul dumneavoastră în comunitatea euharistică din Uppsala, acum între praznicul înălțării Domnului și pogorârii Duhului lui Sfânt, așteptând cu toții, așa cum așteptau odinioară ucenicii la oaltă cu femeile mironosițe și cu Maica Domnului, ca să se pogoare peste noi și peste întreaga lume Duhul cel Preasfânt. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în cartea Faptele Apostolilor, ne spune că atât Maica Domnului, cât și femeile mironosițe și ucenicii și ceilalți frați al lui Iisus stăruiau într-un cuget în rugăciune, fiindcă Duhul Sfânt nu se pogoară decât în stare de rugăciune și curăție și liniște lăuntrică. Așadar, în această comuniune de rugăciune și bucurie mare, îl așteptăm și noi pe Preasfântul Duh să ne lumineze, să ne sfințească și să ne înnoiască. Duhul Sfânt care pe toate le împlinește și le desăvârșește, care ne dă și nouă putere, asemenea ucenicilor, de a-L propovădui neîncetat pe Hristos prin cuvânt și faptă. Cu orice prilej trebuie să dăm, mai cu seamă în aceste ținuturi îndepărtate, la oaltă, o bună și dreaptă mărturie. Sfântul cuvios Siloan Atonitul ne oferă o imagine foarte puternică a creștinului liber în Hristos, care se aseamănă vulturului ce se ridică în înaltul cerului, neîngrădit pentru a respira aerul înălțimilor, având o perspectivă de ansamblu asupra lumii și sagacitatea de a remarca orice detaliu, cel mai mic detaliu. Asemenea vulturului este creștinul care a dobândit libertatea în Hristos. Însă mai spune Sfântul Siloan Atonitul căci creștinul care a pierdut libertatea în Hristos se aseamănă unui cocoș care se învârte țanțoș în țarcul său limitat, scurmând în noroi după râme și așteptând la rând ca să ajungă la masa stăpânilor lui. Câtă diferență este între un vultur care se ridică în altul cerului și vede frumusețea acestei lumi respirând aerul înălțimilor și un cocoș care nu cunoaște acestea. Așa spune și Sfântul Siloan Atonitul că vulturalul a încercat să explice cocoșului cât de minunat este la înălțime, însă cocoșul nu a avut puterea să primească cele spuse de către vultur. Așa și oamenii neduhovnicești nu pot să împărtășească experiențele celor care se ridică la înălțimile duhovnicești. Și noi, iată, suntem chemați ca să ne ridicăm la înălțimile duhovnicești, să ne ridicăm la ceruri, fiindcă nu suntem făcuți pentru această lume, ci suntem făcuți pentru rai, iar raiul se dobândește prin fratele nostru. Raiul se dobândește în comuniune, purtându-ne poverile unii altora în legătura dragostei și a păcii. Așadar, în comuniune, mai întâi dobândim raiul aici, ca apoi să îl dobândim și în veșnicie. Domnul să ne învrednicească aici și în ceruri de un colțișor de rai.